S-a tras ore bune în continuu în capitala Ucrainei, în Kiev. Convoiul militar lung de peste 60 de kilometri s-ar fi apropiat, dar n-a intrat în oraș. Alte patru orașe au fost bombardate de ieri până azi, inclusiv zonele civile. Sonia Simionov ne arată acum ultimele mișcări ale trupelor ruse. Rușii au tras din toate tipurile de tehnică în ultimele ore, terestru, aerian sau naval. S-a tras cu rachete cu dispersie, cu fragmentare și chiar cu bombe termobarice. Cel mai bombardat a fost Kievul. De data asta au fost țintite aeroportul și mai multe zone locuite din centrul orașului. Vă arăt acum imagini greu de descris în cuvinte. Multe dintre atacuri, spun surse locale, au fost făcute chiar din convoiul statornic de lângă capitală. Practic, militarii, despre care se spune că au rămas fără mâncare, combustibil, după cum transmit forțele ucrainene armate, au tras din tancurile, lansatoarele și transportoarele stricate. Potrivit imaginilor din satelit, convoiul lung de 64 de kilometri stă nemișcat de vreo 3 zile în apropiere de capitală. Bombardamente au fost și în orașul Cernihiv, de lângă Kiev, și în orașele Port, Odessa, Herson și Mariupol, dar și aici, în Harkov. Rușii au bombardat inclusiv școli, catedrale și magazine. Mariupolul este încercuit și asediat de mai bine de 48 de ore, dar necucerit. Singura cucerire de ieri până astăzi este reocuparea orașului Herson, oraș pe care ucrainenii reușiseră ieri să-l câștige înapoi, dar l-au pierdut astăzi din nou.